Deși nu a început oficial campania electorală, la Școala Generală din Cărbunești elevii au primit ecusoane pe care apare un banner cu figurile fruntașilor liberal Crin Antonescu și Norica Nicolai, între ele apărând un slogan electoral. Aceste ecusoane au fost comandate de conducerea școlii și plătite de părinții elevilor cu 5 lei bucata. Conducerea școlii aruncă vina pe fotograful care le-a realizat. Fotograful care este clientul școlii și care ne l-a confecționat de fiecare dată a folosit o imagine din stradă luată panoramic a școlii, fără să realizeze, deci într-o simplă greșeală, că peste stradă era agățat un banner, doar că România este liberală, asta face parte din politica administrației locale, primarul fiind penelist și locul de afișaj a fost găsit în fața școlii. Elevii sunt nemulțumiți și spun că li se promisese inițial altceva, dar că s-a făcut cum a vrut directorul până la urmă. E normal să apară niște politicieni pe o insignă de elev? Nu. Nu cred. Nu. Trebuia să ne pună alte poze pe ele. Trebuia să ne pună pozele noastre și într-o parte și poza școlii. Pentru că așa a vrut domnul director. Părinții sunt și ei revoltați că se face campanie politică mascată prin intermediul școlii. Nu, nu e ceva corect. Să apară... Nu. E o campanie până la urmă. Campania se face pe bază de propagandă. Da. Pe când banii copiilor trebuie stimulați în alt sens. Să apară imaginea școlii și imaginea școlii sau copii, eventual, da, nici de cum. Asta e pentru popularitate, mai bine zis. Votul care va fi peste câteva luni. Nu e normal. De ce n-a pus copiii trebuia să-i pună? Că ei au dat banii. Parlamentarii nu au bani. Cred că au destui bani. Nu sunt ei așa ca... Sunt unii copii, poate n-au să-și iau un corn. Deși fotograful își asumă vina, liderul liberal Ion Fugaru nu crede că este adevărat că cel care a făcut pozele a greșit. Da, a fost greșeala mea, deci am avut o poză mai veche, atunci n-am putut să pozez, fotografiez școala, pentru că erau parcate niște mașini în față. Eu am primit mustrarea, mi-am însușit-o, n-am zis nimic, ecusoanele le refac pe cheltuiala mea. Se vede destul de clar de ce apare, de ce n-apare unul cu portocalii sau unul cu PSD-ul și așa mai departe. Că dacă apărea cu PSD-ul, mai ziceam, domnule, a fost o neînțelegere la fotograf. Dar nu cred că fotograful ăla, că se vede din ecusoanul respectiv foarte bine cum i-a luat banul dintr-o altă parte și montat pe fundalul școlii. Ion Fugaru mai spune că ar trebui luate măsuri împotriva conducerii liberale a primăriei, pe care o găsește responsabilă de subtila manevră politică.